A 14-a ediție a Congresului Național Catehetic Hristos Împărtășit Copiilor a început astăzi la Centrul Social Pastoral Sfânta Cruce de la Mănăstirea Pracoveană Caraiman. Întâlnirea din acest an este dedicată intensificării și creșterii calității și impactului activităților catehetice cu tinerii la nivelul parohiilor. La Congresul Național care se desfășoară în această perioadă la Mănăstirea Caraiman participă reprezentanții Ministerului Educației Naționale, inspectori din cadrul eparhiilor din țară și din străinătate ce răspund de activitatea catehetică, precum și inspectori școlari pentru disciplina religie. Evenimentul a fost moderat de părintele Mihai Pavel, coordonatorul Biroului de Catehizare al Administrației Patriarhale, care a prezentat tema din acest an, agenda și obiectivele propuse. În continuare, părintele Florin Marica, coordonatorul proiectelor Alege Școala, a vorbit despre parteneriatul familie-biserică-școală. Ediția a 14-a a Congresului Hristos Împărtășit Copiilor, un program, platformă pentru cateheza parohială și lucrul cu tinerii din Biserica Ortodoxă Română, care are un palmares, la care au lucrat foarte mulți oameni. Noi acum recoltăm roadele celor 14 ani de implementare a acestui program și totodată ne gândim nu doar la impact, pentru că tema congresului e tema recomandată de participanții de la edițiile precedente și nevoia de analiză e în jurul impactului. Impactul, calitatea catehezei și a lucrului cu tinerii și impactul catehezei și a lucrului cu tinerii în viața tinerilor și a comunităților. Conversațiile pe care le-am avut în jurul impactului, dar desprinse pe fiecare din cele 5 direcții strategice, pentru că ne uităm și la viitor, ne uităm în viitor, credem că sunt binevenite în sensul că uitându-ne la roadele celor 14 ani de lucru intens la nivelul parohiilor, știm și care sunt direcțiile de urmat pe următorii ani. Vorbim de o analiză și o elaborare a unui pachet complet de resurse și de formare continuă pentru cateheți, voluntari, clerici sau nu, clerici și laici. Vorbim de o analiză și de o apropiere mai mare față de nevoile tinerilor, ascultarea lor și răspunderea, repet, cu claritate și relevanță la nevoile lor, de formare. Vorbim de familii, tineri, de tineri adulți. Problematica familiei, una din zonele de explorat pe viitor și nu în ultimul rând de seniori, conectând generațiile între ele. Într-o societate din ce în ce mai confuză, plină de incertitudine, este nevoie mai mult ca oricând de organizarea unor astfel de întruniri, în cadrul cărora să fie analizate cu seriozitate provocările la care sunt expuși copiii și tinerii. Participanții la congres vor realiza o radiografie amănunțită cu privire la activitatea educațional-catehedică și vor elabora cele mai bune strategii de învățare care să aibă un impact real la nivelul comunităților parohiale. Schimbarea de paradigmă la care asistăm cu privire la actul educațional justifică perfecționarea metodelor de lucru cu tinerii, dezvoltarea deprinderilor catehetice și a aptitudinilor psihopedagogice de care au nevoie cei care desfășoară activități la nivel parohial. Totodată, folosind experiența dobândită în cadrul proiectelor strategice educaționale Alege Școala, ne propunem să consolidăm parteneriatul dintre familie, biserică și școală, astfel încât actul educațional să nu se bazeze doar pe acumularea de informații, ci să formeze tineri cu o personalitate puternică, bazată pe un set de valori autentice. Părintele conferențiar Vasile Crețu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, a susținut prelegerea intitulată Caracter, credință și mărturisire, repere imperative pentru impactul catehezei parohiale și formării tinerilor. În continuare, conferențiarul Vasile Timiș, inspector școlar general pentru religie, a vorbit despre orizontul și idealul în formarea tinerei generații. O alocuțiune a fost rostită și de Romeo Moșoiu, consilier al Ministrului Educației Naționale, care a vorbit despre colaborarea dintre școală, comunitate și biserică în formarea pentru viață a tinerilor. Am avut onoarea și binecuvântarea de a participa la Congresul Național Hristos Împărtășit Copiilor, organizat de către Patriarhia Ortodoxă Română.
Am prezentat câteva aspecte care țin de orizonturi și idealuri în educație, evident gândindu-mă aici la perspectivele pe care le oferă educația religioasă, cateheza, activitățile catehetice, în ceea ce privește modelarea caracterului, formarea, conturarea personalității tinerilor și până la urmă la ceea ce înseamnă educația religioasă și experiențele religioase în viața noastră de zi cu zi. Printre altele, evident că ne-am gândit și la rolul relației între mentor și ucenic, între duhovnic și ucenic și la felul în care în ceea ce privește noile abordări în cadrul sistemelor educaționale este perceput rolul profesorului și relația profesor-elev, profesor-student. Și aici mă gândesc la câteva aspecte care vizează faptul că mai nou profesorul este văzut ca un coechipier care ajută la dezvoltarea tânărului, a elevului, a studentului, a catehetului, dar în egală măsură el trebuie să rămână și un mentor. Anul acesta, la întâlnirea inspectorilor de religie și întâlnirea inspectorului cu cateheză de la Mănăstirea Careman, la Congresul Hristos Împărtășit Copiilor, am discutat și despre tot ce înseamnă componenta de relație între școală, biserică și comunitate. Și în ceea ce ne-am propus pe termen scurt, să reușim să acționăm cumva, să venim cu câteva programe pentru profesori, pe partea de perfecționare a profesorilor, să dezvoltăm câteva cursuri pentru voluntari și pentru preoții implicați în activități cu tinerii. Un capitol pe care dorim să-l dezvoltăm în următoarea perioadă va fi în zona opționalelor care se predă în sistemele de învățământ românești. Aici ne referim la opționalul pregătiți pentru viață, educație pentru viață și comunitate, mai întâi caracterul și adolescență și autocunoaștere, care este opționalul pentru liceu. În următoarea perioadă dorim să sprijinim prin resurse educaționale profesorii care își vor desfășura activitatea atât în mediul online cât și în clasă, și ne propunem să întărim cumva prin aceste instrumente pe care le folosim, prin resursele educaționale deschise, tot ce înseamnă zona de predare și zona de conectare cu elevii. Programul întâlnirii a continuat apoi cu o sesiune de lucru pe grupe care a privit dezvoltarea și intensificarea intervențiilor, a programelor sau a resurselor de formare a cateheților. Lucrările congresului vor continua până joi, 30 septembrie.